Reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la declarația vicepremierului Andrei Spânu, făcută pentru Deutsche Welle, precum că autoritățile țării noastre se pregătesc să acționeze în judecată concernul rus Gazprom. Diplomatul rus îndeamnă Chișinăul să se abțină de la politizarea aspectelor comerciale ale cooperării bilaterale. Am atras atenția la declarațiile complet nefondate făcute de vicepremierul Andrei Spânu, pe care le-a făcut ca o încercare de a justifica decizia nepopulară a Chișinăului din perspectiva manipulatorilor occidentali de a relua livrările de gaze către Transnistria în schimbul primirii energiei electrice din stânga Nistrului. Încă o dată aș dori să îndemn partenerii moldoveni să se abțină de la politizarea aspectelor de cooperare bilaterală, care sunt de natură exclusiv comercială. Totodată, Maria Zaharova a menționat că Gazprom asigură securitatea energetică a Republicii Moldova de mai multe decenii și nu a făcut niciun pas care ar pune la îndoială faptul că este un furnizor de încredere. În plus, ea susține că partea moldovenească a încălcat în mod repetat obligațiile contractuale în ceea ce ține de achitarea livrărilor de gaze rusești pe parcursul acestui an și că nu a realizat auditul datoriilor istorice pe care le are Moldova Gaz, încălcându-și astfel obligațiile asumate prin protocolul semnat. Amintim că într-un interviu pentru Deutsche Welle, Andrei Spânu a declarat că Moldova intenționează să acționeze în judecată concernul rus Gazprom din cauza diminuării volumului livrărilor de gaze prevăzute în acord. Gazprom se face vinovat pentru faptul că trebuie să cumpărăm gaze și electricitate de pe piața internațională. Noi ne pregătim să dăm în judecată concernul pentru că nu a respectat contractul. Vom cere inclusiv despăgubiri colaterale pentru că din cauza lor a trebuit să realocăm bani de pe alte segmente, să luăm credite. Noi am semnat un contract și am mizat pe el. De asemenea, Spânu a acuzat Gazpromul că a ignorat obligațiile sale, subliniind că Moldova a achitat tot. În același timp, oficialul a precizat că Gazpromul nu a cerut nici anularea contractului, nici reducerea volumelor de livrare. În același timp, vicepremierul a spus că, deși se poate aștepta la orice din partea concernului rus, nu va accepta vreodată ca malul drept să achite gazul consumat în stânga Nistrului.